CSM Slatina a pierdut la un gol, scor 27-28, primul amical din cadrul turneului Cupa Slatinei disputat în compania echipei HC Zalău. Jocul a fost unul destul de echilibrat în care jucătoarele antrenate de Victorina Bora au încercat să se țină de adversare. După prima repriză, jucătoarele antrenate de Gheorghe Tadic au intrat la vestiare cu un avans de 2 goluri, scor 13-15. La revenire, handbalistele slătinene au dat semn de revenire, preluând conducerea jocului și egalând la 16. În dorința de a prelua conducerea pe tabela de marcaj, jucătoarele de la CSM Slatina au greșit mult atât în faza de atac cât și de apărare. Acest lucru a permis sportivelor de la Zalău să preia conducerea pe tabela de marcaj și să încheie întâlnirea în avantaj. Evoluția sportivelor noastre a nemulțumit-o pe Victorina Bora, care și-a acuzat elevele că nu au urmat indicațiile tactice. Da, să aibă un ritm de joc, un ritm bun, zic eu astăzi. Să fie foarte agresive în apărare, ceea ce nu s-a întâmplat pe tot parcursul jocului, din păcate, pentru că venim din perioada de pregătire fizică și era normal, și să aibă foarte multă răbdare în atac. O, noi nu. Dribbling, șut la poartă, am avut concurs și astăzi, nu-i nimic, o să plătească, sancțiuni se pot da și la meciurile amicale. Repet, nu am urmărit rezultatul, nu am nicio problemă cu rezultatul. La un moment dat nici nu mă mai uitam la tabele, la cât e scorul, sau chiar nu mă interesează lucrurile astea, mă interesam ca și timp de joc rămas. După cum ați văzut, în afară de cele două extreme care vor juca și ele după amiază, pentru că sunt două jocuri într-o zi, în rest am încercat să le folosesc pe toate și mai puțin pe Sara Abed, care va juca după amiază. Una le spui, alta fac. E adevărat, venim de la pregătire fizică, dar handbalul e același, n-am schimbat nimic. În cadrul Cupei Slatinei, echipa locală va mai susține un meci cu CSM Craiova, urmând ca mâine să-și măsoare forțele cu CS Dacia Mioveni. Turneul de pregătire a handbalistelor, găzduit de sala de sport de la LPS, se va încheia mâine la prânz, după ce fiecare dintre echipele participante va juca cu fiecare.